Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări live pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și pe YouTube, acolo unde vă invit să dați un subscribe canalului nostru pentru a fi primii care află toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi. Continuăm astăzi cumva discuția despre învățământ. A fost un subiect fierbinte în ultimele săptămâni, învățământul, greva din învățământ, doleanțele profesorilor, dar și ale personalului auxiliar didactic și nedidactic din școlile din întreaga Românie, a fiert așa puțin din acest punct de vedere România. Lucrurile par să se fie așezat în această perioadă, rămâne de văzut pentru cât timp. Acum guvernanții noștri, ca să spun așa, au alte probleme, pentru că în aceste zile se decide cine va fi ministru, care dintre politicienii români va prelua fiecare minister și așa mai departe. Să sperăm că lucrurile se vor așeza într-un final și din acest punct de vedere și vom putea reveni cumva la o viață mai liniștită, dacă am putea spune așa ceva în zilele noastre, oricât de mult ne-am dori, dar cred că în mediul rural reușim cumva să găsim acea viață liniștită, unde mai punem că dacă tinerii aleg ca o principală activitate agricultura, deși pare poate pentru unii dintre cei care ne urmăresc așa un vis frumos sau poate unul destul de urât, acest domeniu de activitate poate fi unul și relaxant și încercăm astăzi să vedem care sunt poate punctele forte și de ce ar alege tinerii acest domeniu de activitate, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Octav Cismașu. Am pronunțat bine de data aceasta, da, Doamne ajută, data trecută v-am botezat, n-am adus mielul, nicio problemă, e regulă, e regulă. Directorul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu, bună ziua, bine ați revenit. Să rămână, bună ziua, bine v-am regăsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să vă revăd. Și noi ne bucurăm să vă avem alături, mai ales că acest subiect, agricultura în general și tinerii, parcă la un moment dat au avut așa cumva căi separate. Foarte puțini tineri se gândeau în urmă, poate cu 15 ani, să spunem, că ar putea să aibă o profesie chiar din agricultură, că ar putea să se întoarcă cumva la ceea ce însemna în urmă cu zeci de ani principala activitate pentru hunedoreni, pentru țăranul român și nu numai. Iată că lucrurile se schimbă, pentru că și aici la liceu știu că ați reușit să faceți investiții substanțiale în tot ceea ce înseamnă tehnologie. Iar acum agricultura s-a transformat cumva în și din punct de vedere al tehnologiei și al muncii efective, pentru că nu mai vorbim de neapărat de sapă în adevăratul sens al cuvântului, ci vă jucați așa, parcă pare o joacă cumva atunci când vedem ceea ce faceți aici la Liceul Agricol. Este, da, o joacă? Deși tratăm agricultura cu maximă seriozitate, o putem face și oarecum să pară a fi în joacă. Ați menționat ceva mai devreme despre tehnologii și mai mult decât atât despre platformele de social media, indiferent de numele acestora. Evident că școala noastră, pentru a fi cât mai vizibilă și pentru a încerca să demonstreze faptul că agricultura se poate face și în joacă, în ghilimele de rigoare, mă bucură foarte tare să văd faptul că pe aceste rețele de social media din ce în ce mai mulți tineri apar cu conturi pe platformele respective și arată lumii întregi, dacă vreți, modalități ecologice de a fi fermier, de a cultiva anumite plante indoor sau outdoor, în solarii sau afară, în cultură mare sau în cultură mică, pe balcon sau de ce nu pe acoperișul blocului sau în orice alt colțișor verde, dacă cumva în fața blocului este o zonă verde, acea zonă verde se poate amenaja cu mult bun gust și fiecare poate să aibă o iarbă aromatică sau
o frunză de dafin, dacă vreți, pentru că jucându-ne am reușit să aclimatizăm dafinul și să reușim să-l scoatem afară, mai ales în această perioadă când este cald, la fel cum am reușit și să avem vreo 3-4 plante de avocado. În joacă, dar într-o joacă serioasă. Da, într-adevăr, la nivelul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu s-au făcut investiții majore în ceea ce înseamnă tehnologie. Ați văzut la porțile deschise și mulțumim pentru că ne-ați onorat cu prezența. Ați văzut că tehnologia este lângă noi și ne ajută foarte mult, dar trebuie să facem toate lucrurile extrem de așezat și pas cu pas, pornind de la cunoștințele de bază, ca mai apoi să mergem, să intrăm încet, încet în ceea ce înseamnă tehnologie și cum ne poate ajuta tehnologia. Știm cu toții că este o carență extraordinar de mare de forță de muncă, atât în sectorul agricol, cât și în sectorul zootehnic. Și poate și din cauza faptului că oamenii sunt speriați sau tinerii sunt speriați atunci când vine vorba despre munca în agricultură, că poate fi una foarte dificilă, o muncă fizică destul de complicată, dar lucrurile pot sta altfel. Da, într-adevăr, nu spune nimeni că este ușor, doar că dacă facem o balanță între ceea ce înseamnă munca efectivă în agricultură și exceptând, doamne ferește, intemperiile majore și așa mai departe, care, mă rog, este un risc. Tehnologia exact. Nu prea poate ajuta. Se poate, pentru că putem vorbi de culturi indoor și atunci dacă vorbim de culturi indoor în solarii sau în sere, ceea ce înseamnă alte investiții, dar pe de altă parte te ajută să ai un mediu controlat, ca să spun așa. Cert este că vreau să subliniez faptul că din tot ceea ce înseamnă agricultură se câștigă destul de bine. Mai ales dacă ai o deschidere către o asociere, către cooperative, către, eu știu, asociații, atunci automat și intrarea pe piața lanțurilor de magazine mari ca să-ți desfaci produsele este mult mai facilă. Aici cred că mai au de lucrat în special fermierii din județul Hunedoara pentru a conștientiza importanța acestor asocieri, pentru că discutam chiar ieri cu directorul de la Direcția de Agricultură județ în Hunedoara și îmi spunea că în continuare oamenii sunt reticenți atunci când vine vorba despre aceste asocieri. Au cumva mentalitatea greșită că se întâmplă ce se întâmpla în urmă cu 30 și ceva de ani sau poate chiar mai bine 40 de ani acele asociere. Reminescențe ce apiste, da? Exact. Doar că lucrurile s-au mai schimbat între timp și merită încercat, mai ales că sunt foarte mulți fermieri care au produse pe care le pot și culmea, ei chiar își doresc să aibă piață de desfacere, dar parcă uneori nu reușesc să ajungă în aceste locuri și pe mesele hunedorenilor să fie produse autohtone, produse de aici, de la noi. Da, este un deziderat al nostru, al liceului nostru, pentru că am încercat și încercăm de fiecare dată să aducem fermierii, cel puțin din zona Giurgiului, zona Orăștiei, fermierii care sunt apropiați nouă, să-i aducem cât mai aproape de noi și dezideratul meu ar fi acela de a crea în zona noastră un hub agricol, un hub agricol care ar putea să cuprindă de la depozite cu temperatură controlată în care fermierii să poată să-și țină produsele până la livrare, până la vânzare, inclusiv cu niște containere pentru cereale, porumb și așa mai departe. Deci cred că s-ar putea acolo crea un hub din acesta de agricol foarte bine închegat. Este doar la stadiu de idee sau ați făcut demersuri în acest sens? Nu, deocamdată este la stadiu de idee. Este la stadiu de idee pentru că din discuțiile pe care le avem, mie îmi place să cred că avem o relație extrem de bine conectată cu partenerii noștri fermieri, agenți economici și cred că ar fi oarecum necesar un astfel de hub, crearea unui astfel de hub. Ei sunt deschiși la această idee? Am purtat discuții premergătoare, bineînțeles, repet, neștiind, ideea mi-a venit în momentul în care s-a pus în discuție preluarea stațiunii de cercetare de la Giurgiu și cu ce investiții am putea veni în respectiva locație ca să atragem un picuț fermierii într-o oarecare cooperativă, nu știu, formă de asociere, ca să fiu mai exact.
Este o idee foarte bună și dacă reușiți să o și puneți în practică, probabil că lucrurile se vor schimba și din punctul dumnealor de vedere, dar și în ceea ce privește liceul, elevii, de ce nu? Pentru că probabil și experiența pe care ei ar avea aici ar fi una mult mai intensă, să spunem. Da, și ar avea la dispoziție oarecum întreg lanțul de la producție și până la desfacere. Și atunci, închizându-se cercul acesta al producției și desfacerii, cred că ar fi un avantaj foarte mare, atât pentru comunitatea din zona noastră, cât și pentru întreg județul, de ce nu? Ați pomenit puțin mai devreme despre stațiunea de cercetare care urma cu ceva timp să intre în, așa, sub aripa dumneavoastră, liceului respectiv. S-a concretizat acest lucru? A fost publicat acest lucru în Monitor oficial? Avem ceva concret? Concret deocamdată nu așteptăm. Suntem încă în stand-by. V-ar avantaja preluarea stațiunii de cercetare? Da, bineînțeles, pentru că odată cu preluarea stațiunii de cercetare, clar că și baza materială a liceului s-ar dezvolta. Să nu credeți că acolo stăm pe o mină de aur, din contră. Deși e nevoie de foarte multe investiții acolo, e nevoie de foarte mult capital, este nevoie de o atenție sporită spre a găsi și identifica fondurile pentru investițiile respective. Nu ați putea susține toate acele investiții care ar urma să fie realizate? Noi până la urmă, dacă stăm și să o judecăm pe cea dreaptă, noi suntem până la urmă un liceu. Va trebui, probabil primăria să se implice, poate să facă unele proiecte. Să vedem, găsim, poate împreună cu direcția agricolă, poate împreună cu AFIR-ul, poate împreună. De asta zic că trebuie să găsim, dar până nu se concretizează, rămânem la stadiul de proiecte. Asta e bine. Și proiecte, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, aveți destul de multe și ați reușit să implementați foarte multe proiecte aici la Liceul Agricol, proiecte care au venit în sprijinul elevilor, în primul și în primul rând. Da, ăsta este meritul colegilor mei profesori, pentru că își dau și au toată deschiderea către diverse tipuri de proiecte și încearcă să arate elevilor noștri felul în care se face agricultura prin diferite vizite de studiu, chiar și cum arată învățământul universitar, pentru că se fac vizite la Universitatea din Timișoara, la Universitatea din Cluj, și atunci elevii noștri au o perspectivă extrem de largă în ceea ce își vor dori să facă, dori să meargă în producție sau vor dori să meargă către învățământul universitar. Continuă mare parte dintre elevii dumneavoastră studiile în acest domeniu, ajung la universități din întreaga țară până la urmă, care le pot oferi cumva o continuitate a ceea ce au studiat în cei 4 ani de liceu? Sigur. Sau aleg să rămână doar la acest stadiu? Există ambele categorii de elevi, pentru că sunt elevi care vin targetați pentru a merge și a continua pe acest palier, fie că vorbim de tehnicianul veterinar, fie că vorbim de silvicultor, chiar de economist sau turism. Merg mai departe și își urmează studiile la universități, dar avem și cealaltă categorie de elevi care vin focusați expres pe certificatul de competențe profesionale, pentru că acasă manageriază o afacere. Domeniu, familia, de exact, fapt. Exact. Și atunci avem ambele categorii de elevi. Este clar că trebuie să venim în întâmpinarea nevoilor de a cunoaște și să încercăm să le deschidem orizonturile, astfel încât alegerea pe care ei o fac să fie una clară și să fie una care se mulează pe ceea ce ei își doresc să facă, pentru că este extrem de important. Nu e atât de important ce vrea mama și tata, e important să îți alegi drumul tău, pentru că cunosc foarte multe cazuri care a urmat, neavând încotro, o anumită facultate, că așa a zis mama și tata, și după 20 de ani și-a urmat visul și a făcut o facultate în domeniul agricol și acum lucrează efectiv în domeniu.
Ceea ce este extraordinar. Sunt cazuri nefericite în care părinții care poate nu au reușit la vremea lor, cum se spune, să facă ceea ce își doresc, își obligă cumva copiii să facă, să urmeze de fapt anumite profesii care, în care nu se regăsesc. Și uite cum trec, iată, 20 de ani în cazul pe care l-aș prezenta puțin mai devreme și e păcat. Mai bine cred că e, sau mai ușor ar fi să vezi deci, la ce este mai bun copilul tău și poate asta intră și în sarcina profesorilor de multe ori, pentru că ei își petrec și mai mult timp cu copiii și asta este realitatea. Probabil unii vor spune cum profesorii își petrec mai mult timp cu copiii. Mai sunt și astfel de cazuri în care părinții sunt extrem de ocupați și poate se văd doar dimineața și seara cu copiilor și atunci și profesorii au un rol foarte, foarte important în depistarea poate a unor competențe pe care copiii le au și astfel în echipă cu părinții cred că cei mici pot fi îndrumați mult mai ușor spre unele profesii pe care ei și le doresc. Da, asta este un deziderat pe care ar trebui să-l avem și pe care să se pună mult mai mult accentul pe această orientare în carieră și consiliere în ceea ce privește cariera, la care la acest moment suntem puțin deficitari, pentru că cum spuneați, de părinți ocupați, asta în cazul fericit în care există părinți. Corect. Sau în cazul fericit în care stau cu bunicii și eventual bunicii sunt încă în putere și îi pot ghida într-o direcție sau în alta, dar sunt multe cazuri în care părinții sunt plecați în străinătate, copiii stau cum stau și atunci e foarte greu să ai un reper. Da? Deși, repet, mă bucur foarte mult că pe mediile sociale văd foarte mulți tineri care s-au apucat de agricultură și care dau aceste sfaturi și care chiar încurajează pe tineri să practice agricultura. Inclusiv noi ca și școală suntem prezenți, cum spuneam, pe aceste platforme sociale și facem exact același lucru. Încercăm să încurajăm tinerii să vină spre noi, să vină spre tot ceea ce înseamnă agricultură, pentru că în fond și la urma urmei agricultura nu face altceva decât te conectează cu natura, te conectează cu ecosistemul, dacă vreți, și ăsta este un lucru extrem de important, pentru că o comuniune cu natura, pe lângă faptul că îți aduce o energie, un vibe pozitiv și o încărcătură pozitivă, fiind într-o continuă mișcare, e mult mai sănătos. Și atunci începi să înveți să pui preț pe ceea ce înseamnă agricultură sustenabilă, începi să pui preț pe ceea ce înseamnă produse naturale și diferența dintre produsele naturale și alte produse care se găsesc pe piață, înveți să-ți apreciezi munca altfel, pentru că, vă dau un exemplu, o parte din elevii noștri au participat la o campanie de plantare a unor cireși. Și evident că au trecut vreo 3 ani de atunci, 3-4 ani de atunci, nu mai știu, cireșii au intrat pe rod. Normal că fiind pofta de cireșe mare, mulți dintre elevii noștri s-au dus în cireși, unii dintre ei au mai rupt și crengile și mi-a plăcut foarte tare că s-au sesizat cei care au participat la acea acțiune și au luat imediat atitudine și atunci este clar că se pune un alt preț atât pe munca lor, cât și pe produsul pe care ei l-au obținut în urma muncilor. Și există și o conexiune cu natura, exact cum spuneați, și probabil că ne și deconectăm destul de bine atunci când alegem să stăm în natură, chiar dacă și muncim, dar parcă grijile acestea cotidiene uneori se mai duc așa. Da. Asta pe de o parte și pe de altă parte acum vedeți că avem la îndemână tot felul de ustensile și de mijloace tehnologice, mecanice care să ne ajute în munca noastră. Deci trebuie puțină aplecare și un pic de un dram acolo de voință de a face ceva. Spuneați că ați intrat și în mediul online, poate mult mai puternic.
are succes promovarea acestei specializări mai mult în mediul online, având în vedere că tinerii din ziua de astăzi și noi până la urmă petrecem destul de mult timp în fața telefoanelor, în fața laptopurilor și așa mai departe. Ați reușit să-i aduceți mai aproape de liceu în modul acesta? Da, părerea mea este că da, pentru că eu am observat o explozie, dacă vreți, a platformelor de socializare. Dacă, de exemplu, pe o platformă de socializare prinde foarte bine către oamenii mai în vârstă, către oamenii foști absolvenți ai liceului care sunt pe platformele respective și au diverse grupuri, acolo prind foarte bine unele informații. Dacă vorbim de o altă platformă, acolo prind foarte bine pozele cu un mesaj scurt și targetat. Dacă vorbim de o altă platformă, vorbim de filmulețele scurte în care facem diverse activități. Și ați reușit să acoperiți întreaga gamă. Și am reușit să acoperim exact întreaga gamă și pe fiecare platformă mergem cu mesaje targetate sau încercăm să mergem cu mesaje targetate și încercăm să le facem în așa fel încât să fie atractive și eu cred că mesajul nostru ajunge la fiecare categorie în parte. Vă ajută și elevii în realizarea acestor clipuri, acestor fotografii, se implică și ei pe lângă faptul că au de lucru totuși, au de învățat în timpul orelor. Da, pentru că am lansat anul acesta toate filmulețele de prezentare ale școlii au fost făcute de terți, de diversi și inclusiv de mine. Și anul acesta am zis, zic, ok, cred că ar fi cazul să vedem prin ochii elevilor cum ar arăta școala noastră. Și am lansat un challenge, o provocare, da, ca elevii noștri să fac un film de prezentare și cel mai bun film de prezentare pe care îl fac, film de prezentare, să ne înțelegem, a fost evaluat după toate criteriile social media. Adică au fost lansate pe toate platformele. Nu a fost nu, a fost cu procedură, totul stabilit la cart. Noi am premiat ca școală filmulețul cu 1000 de lei. Foarte frumos, ați stimulat destul de bine creativitatea, pentru că ei sunt creativi, dar uneori nu-și dau seama că sunt atât de creativi. Toată ziua sunt cu device-urile, toată ziua sunt cu selfie-uri, cu filtre. Cel mai bine să le folosim. Și atunci am zis, haideți, pentru că oricum ajunge mult mai mult la ei decât aș încerca eu sau oricine altcineva să... Făcând lucrul acesta, vreau să vă spun că am avut un boom de 600% pe unele platforme pentru că ei, între ei au început cu distribuiri, cum funcționează platforme, exact, da. Platformele. Și mă bucur foarte tare că au răspuns pozitiv. La început s-au mobilizat puțin mai greu, dar până la urmă am reușit să avem o finalitate chiar simpatică, să zic așa. A fost deja desemnat câștigătorul, da, nu? Da, a fost desemnat câștigătorul, este elevul nostru Raul Plenicianu, care după o analiză extrem de minuțioasă a tuturor statisticilor de pe platformele respective, a tuturor platformelor, el a fost cel care a fost desemnat câștigător și îl felicit pe această cale. Foarte frumos, îl felicităm și noi și să sperăm că o să continue, nu? Pentru că e nevoie până la urmă de promovare pe toate căile și din partea elevilor și din partea dumneavoastră până la urmă. Da, pentru că sunt mult mai familiar cu tot ceea ce înseamnă platformele acestea, știu să se adreseze și, repet, știu să vorbească pe limba lor. Am participat la o întâlnire de lucru a Consiliului Județean al Elevilor și atât de mult mi-a plăcut faptul că au fost atât de bine organizați și atât de serioși, exact, de serioși în munca pe care au depus-o și dar vorbeau în limba lor.
vorbeau în limba lor și atunci am zis... Important este să ajungă mesajul până la urmă. Corect. Acum forma exact. Pe care o alegem sau o aleg depinde clar de vârstă, depinde de generație, da. Pentru da. Că chiar dacă mai credem noi cumva că suntem apropiați, e destul de mare diferența totuși între aceste generații. Eu revin cu teoria mea și nu cred că greșesc foarte tare... Și anume, între părinții noștri și noi nu a fost o prăpastie ca diferență între generații. Însă, între mine și copiii mei e o foarte mare, pentru că ei s-au născut digitali. Exact. Avem, vedeți acum, discuții despre inteligența artificială care, să fim foarte bine înțeleși, exista și până acum, doar nu la mediatizată la nivelul acesta, da? Avem la îndemână inteligența artificială, ei nativ fiind digitali, probabil că le va fi mai ușor peste 10-20 de ani pe parcursul vieții lor. Nouă, nu știu dacă ne va fi chiar așa de ușor. E bine măcar că avem această siguranță că cei mici care sunt acum mici, peste 20-30 de ani vor putea să facă lumea mai altfel, poate. Siguranța, din punctul meu de vedere, ar fi că atunci când vom reuși să învățăm elevii noștri să producă hrana. Că faceți acest lucru la Liceul Agricol de la Giurgiu? Asta facem. Pe lângă faptul că învățăm, asta facem. Învățăm să producem hrană pentru că este o 100% nevoie de hrană, da? În întreg mapamondul. Și atunci numărul populației este în creștere și va trebui să facem față cererii de pe piața alimentară. Cei care poate își doresc să urmeze totul sau să înceapă de fapt pe acest drum poate cei de clasa 8-a sau și mai mici, mă gândesc că cumva cei care au deja o traiectorie așa bine definită, mă gândesc că au deja gânduri încotro să o apuce atunci când vor intra la liceu. Ce ar trebui să știe? Bun, vin la liceul, mă duc la Liceul Agricol din Giurgiu. Ce voi face acolo? Ce voi învăța acolo? Voi învăța să am grijă de animale? Voi învăța poate așa alfabetul în ceea ce privește la un moment dat medicina veterinară? De ce nu? Pentru că sunt mulți tineri care aleg această profesie. Voi învăța să am grijă de anumite culturi? Ce ar trebui să știe cei care se gândesc să urmeze cursurile Liceului Agricol? Toate de mai sus. Toate de mai sus. Pentru că exact așa cum spuneam, începem cu o bază. Dar cel mai important este că până la absolvire, până la dobândirea certificatului de competențe profesionale, vom trece prin toate etapele. Dar cel mai important este finalitatea, iar finalitatea este acest certificat de care vă spuneam, de competențe profesionale. Și atunci, dacă vorbim de calificarea tehnician în învățământ, în activități economice, el va avea un certificat de competențe profesionale. La fel, dacă vorbim de tehnician în turism, el va avea un certificat de competențe profesionale pe care va scrie tehnician în turism, calificare nivel 4. Dacă vorbim de tehnicianul veterinar, tot așa, un certificat de calificare tehnician veterinar nivel 4 și silvicultură și exploatări forestiere, din nou, o calificare profesională de nivel 4 care va veni însoțită de un certificat. Și astfel ei vor începe de la început, de jos, cu pași mărunți, cum spuneam, și încet, încet încercăm să le clădim și să învățăm meserie. Bineînțeles că au ocazia și oportunitatea să meseria se fură până la urmă. Și atunci, având în școala noastră niște specialiști dedicați, au ocazia oricând să fure meserie și să se dezvolte atât personal cât și din punct de vedere profesional. Ce este cumva o meserie sigură, o meserie de viitor, pentru că așa cum spuneați, pe mesele noastre întotdeauna, cred că fiecare dintre noi vom dori și ne dorim și pe viitor să avem produse de aici,
de acasă, produse sănătoase, pentru că vedem și în unele supermarketuri, avem usturoi din China, avem mai știu eu ce alte produse din toate țările care sunt așa uneori cu semnul întrebării, poate, sau poate nu sunt la fel de sănătoase precum cele pe care le avem noi aici, și atunci poate fi o meserie de viitor și una care să ne asigure cumva și traiul de mâine. Da, categoric așa este. În plus de asta, gândiți-vă că unul dintre partenerii noștri este cel mai mare procesator de carne de porc din țară. Și chiar ieri am primit din partea lor un colț al sprijinului către învățământul tehnologic și cu precădere către învățământul veterinar, pentru că au o nevoie extrem de acută de specialiști în zootehnie și respectiv veterinar, și motiv pentru care sprijină întreaga activitate a școlii noastre și au creat acolo un colțișor cu un wave, cu două pufuri unde elevii pot să stea, să mai citească o carte, să răsfoiască o revistă, foarte interesant. Și repet, o mare parte din partenerii noștri sunt companii care au nevoie de specialiști, pentru că ăsta este motivul pentru care vin și ne sprijină și sprijină elevii, îi duc pe elevi în companiile respective să vadă exact ce fac și, sau ce ar trebui să facă, și să încerce să-i stimuleze sub orice formă, astfel încât să se apropie către aceste domenii. Mediul economic până la urmă este extrem de important, mai ales atunci când vine vorba despre liceele tehnologice, licee care încă, din fericire, mai scot profesioniști, oameni care au o bază foarte, foarte stabilă în orice domeniu, am discutat până la urmă. Sunt și elevi care poate fac practică la aceste firme, la aceste companii, și mai apoi, după finalizarea studiilor liceale, au cumva sigur un loc de muncă în acele companii? Cu siguranță, cu siguranță, da. Lucrul acesta se întâmplă și se întâmplă de ceva vreme. Relația noastră cu agenții economici este una extrem de bine închegată și extrem de solidă, și încercăm, nu reușim în procentul în care ne-am dorit să aducem forță de muncă pe cât au ei nevoie, dar încercăm, repet, încercăm să scoatem pe piața muncii elevi sau absolvenți care să fie bine pregătiți, astfel încât agentul economic să-l poată apoi lua și mula pe nevoile lui. Adică să fie oarecum maleabil, să se poată lucra cu absolventul de la Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Giorgio, pentru că evident că nevoile agenților economici nu sunt toate la fel și diferă, și atunci absolventul, profilul absolventului nostru ar trebui să fie unul maleabil ca să poată să-și găsească locul acolo unde i-ar place. Vă puteți plia și dumneavoastră, poate cu unele specializări în funcție de cererea care vine din partea operatorilor economici? Aveți această posibilitate poate de a mai aduce unele îmbunătățiri, poate de a schimba poate unele profiluri, de ce nu? Da, sigur că da, lucrul acesta l-am și făcut anul acesta, pentru că dacă luăm în considerare stațiunea Giurgiu Băi, unde cererea de pe piața muncii este din nou crescută, dacă până acum era nevoie de bucătar și ospătar, ceea ce am avut noi ca și profile la învățământul profesional, anul acesta se pare că cererea foarte mare este de lucrător în hotelier, și atunci am venit înaintea agenților economici și de anul acesta la învățământul profesional avem două specializări, cea de horticultor și cea de lucrător hotelier, tocmai ca să încercăm să sprijinim stațiunea Giurgiu Băi și mediul, turismul până la urmă, că având și tehnician în turism, calificarea profesională tehnician în turism, atunci lucrurile se leagă. Sprijiniți și turismul, dar sprijiniți cumva și pe cei din zonă, pentru că știm, locurile de muncă sunt uneori destul de, la această categorie, suntem deficitari în anumite zone, și decât să plece în alte județe, în alte țări, pentru că avem atât de multe astfel de exemple, iată că reușiți cumva să țineți și tinerii aici acasă. Da, asta este unul dintre scopurile noastre, să încercăm să oferim tinerilor o șansă pentru un viitor mai bun, pentru un loc de muncă
stabil, chiar dacă îi îndreptăm spre agricultură, de exemplu, să știe că făcând, nu știu, având o plantație de orice ar fi, poate să câștige un ban, având, nu știu, propriul business și știind să și-l gestioneze, să și-l managerieze, câștigă un ban, făcând un lobby în turism, poate câștiga niște bani, știind să taie un pom sau să aibă o grijă de o cultură de lavandă sau de trandafiri de dulceață, se poate și de acolo câștiga un ban. Deci absolut totul trebuie să fie înspre a-i conștientiza că cu un pic de efort se poate gestiona foarte bine. Ați amintit de, puțin mai devreme, de cultură de trandafiri. Am văzut pe site-ul liceului că aveți o producție acolo destul de consistentă. Da, este. Într-adevăr, ne mândrim cu o plantație de trandafiri de dulceață destul de consistentă și avându-i acolo, normal că ar fi păcat să-i lăsăm să se irosească și atunci ne-am gândit să producem bineînțeles, pentru uz intern, un sirop de trandafiri de dulceață, o dulceață de trandafiri, diverse săculețe cu lavandă și petale de trandafiri care pot fi folosite ca și odorizante și tot felul de jucării, să pun cu lavandă, să pun cu... Participă și elevii la realizarea acestor produse? Bineînțeles că da, în primul rând de elevii, pentru că... la un moment dat a fost înființată în cadrul școlii noastre o mini-companie elev care însemna de la producție până la desfacere întreg lanțul. Și și-au plantat mentă, și-au plantat lavandă și umblau vara cu buchetele de frunze de mentă pe la diverse restaurante și baruri, localuri din zonă și din stațiune ca să-și le vândă. Iată cum învață business de pe băncile școlii, practic. Pe lângă faptul că mai funcționează în cadrul școlii noastre două firme de exercițiu. Firmă de exercițiu care se comportă ca o firmă reală, ca o companie reală, doar în joacă, în ghilimele aferente. Și așa învață cum să gestioneze absolut toate lucrurile. Adică încercăm să le arătăm, pe lângă partea teoretică, care de multe ori știm că poate deveni plictisitoare. Dar folositoare, dar uneori poate deveni plictisitoare. Și partea practică, care este cea care, dacă am... eu zic că am reușit să găsim mixul ăla, procentajul ăla care este cel mai bun între partea teoretică și partea practică, astfel încât îmbinate să aducă elevul exact acolo unde trebuie să fie. Ce alte culturi au mai înființat elevii aici? Că spuneați de trandafir, mentă... Avem cultura de lavandă. Lavandă, iată. Acum, pe cealaltă parte, în sera noastră didactică, am produs anul acesta răsaduri de tomate, de ardei și așa mai departe. Și mă bucur foarte mult că la nivelul școlii noastre am reușit să achiziționăm anul acesta o seră didactică care este computerizată, automatizată. Încă n-am reușit să o montăm, că trebuie să fie un specialist care să monteze această seră. Pentru deci că așteptați specialistul? Este în curtea școlii, am vorbit și cu specialistul, așteptăm să-și găsească specialistul timpul, să-și aloce timpul ca să vină. Poate acum pe parcursul vacanței de vară va reuși Eu sper acum, în curând, în maxim o lună de zile, să fie sus. Pentru că sunt curios să văd. E o seră făcută pe nevoile noastre, deci e o personalizată, nu e o seră ca orice altă seră, pentru că, având în vedere condițiile pe care noi le avem acolo, a trebuit să o personalizăm puțin și am încercat să o facem cât se poate de automatizată și de computerizată și de deșteaptă posibil. Adică dați-ne un exemplu, nu știu. Când o să o văd funcțională, vă pot spune mai multe. Am înțeles. Acum, că mă gândesc că poate nu mai trebuie să plantați... Până să nu mergem chiar într-acolo. Dacă ne va ajuta și OZU, care este robotul agricol pe care l-ați văzut, atunci s-ar putea să scăpăm și de plantat. Dar până vom găsi suma respectivă de bani, deocamdată plantăm cu plantatorul.
Deci aveți totuși cât de cât pus la punct și acest lucru. Nu mai stau copiii să planteze? Nu, avem un plantator și... În modul clasic, așa cum îl știam. Nu. Încercăm. Acum am achiziționat de curând și o mașină de întins, folia de mulcire și sistemele de picurare ca să nu mai tragem de ele. Avem achiziționat un solar de 50 de metri pe 8 și încă unul de 20 pe 6, asta pe lângă solarile pe care le avem, tocmai pentru a putea face o comparație între cultura indoor și outdoor, exact cum spuneam. Și anul acesta, de la o stațiune de cercetare, am luat gratuit, cu titlu gratuit, semințe bătrânești, cum le știm noi, de diverse legume și le-am plantat ca să putem face o comparație între semințele hibride ce se găsesc acum de top și semințele bătrânești, să vedem cum decurge cultura atât în mediul protejat, respectiv în solar, cât și afară. Și vrem să vedem ca și comparație, ca studiu comparativ, cum se dezvoltă fiecare cultură, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, care cum rezistă la diversi factori care pot influența culturile. Iată că după 4 ani, după vreo 2 ani de liceu, elevii ar putea să se apuce de treabă serios, să-și deschidă propria afacere, practic, pentru că ar avea cunoștințele necesare să facă acest lucru, pentru că, iată, faceți comparații, cum e broșia aceea din 1900 toamna, vorba aceea, și cum sunt cele de acum. Adică au la îndemână aproape tot ce au nevoie pentru a putea să dea drumul la treabă. Da, și cum spuneam, meseria se fură. Deci dacă ar dori lucrul acesta, eu zic că în 2 ani de zile, furând meserie, ar putea să fie suficient, cu cunoștințe suficiente încât să meargă mai departe. Plus, mai avem avantajul, cum spuneam, avantajul tehnologiei, faptul că la un click distanță este informație despre dăunători, sunt informații despre soiuri, sunt informații despre orice lucru pe care ar vrea să-l cunoască. Nu mai trebuie să-și petreacă elevii ore întregi în biblioteci răsfoind cărți de specialitate pentru a afla aceste informații. Acum, cu ajutorul acestor telefoane și a internetului, reușesc să găsească imediat toate informațiile necesare. Vorbiți de foarte multe proiecte, vorbiți de investiții majore pe care le-ați făcut în ultima perioadă aici și mă gândeam, în timp ce enumereați dumneavoastră toate aceste proiecte și investiții, cum ați reușit să atrageți atâția bani până la urmă pentru a putea să aduceți acest liceu până la urmă la un nivel, pot spune, european, fără să greșesc, cred, nu? O să încercăm să ajungem și acolo, la nivel european. Suntem de aproape, mai avem câțiva pași mărunți de făcut în sensul acesta. Dar, ca o paranteză, sunt școli în județul Hunedoara care se chinuie să schimbe mobilierul, se chinuie să schimbe, nu știu, o tablă. Și noi vorbim aici de drone, vorbim de aparatură care lucrează aproape singură. De aici curiozitatea mea, cum ați reușit să găsiți această cheie a succesului, să spunem? Cu multă muncă. Pentru că altfel nu se poate și, cum vă spuneam, am produs răsadurile, dar răsadurile respective, o parte din ele le-am plantat în câmp și le utilizăm pentru consumul propriu, pentru că avem cantină și beneficiem de programul masă caldă, programul pilot masă caldă, și atunci este clar că avem nevoie. O parte din răsaduri le-am pus spre comercializare și atunci adunând bani pe bani și leu pe leu, exact, am reușit, ne-am pus obiective. Anul ăsta ce investiții vrem să facem sau ce nevoie avem, pentru că asta este cel mai important. Avem nevoie de aia, de aia, de aia, de aia, puse frumos pe hârtie. Bun, cât costă fiecare? Atât, atât, atât. Bun, pentru că asta spun, uneori nu știu dacă ne dăm seama cât de norocoși suntem, pentru că în momentul în care eu mi-am făcut calculele că vrem drona respectivă, era un preț, da? Ne-am bugetat-o la prețul respectiv, luând în calcul o marjă de eroare. Oricând, după un an de zile, după ce am avut, sau 6 luni sau 9 luni, nu mai țin minte cât a trecut, după 9 luni de zile când am avut banii să achiziționăm drona, așa am sunat din nou agentul respectiv, era prețul aproape dublu.
A fost o lovitură, cred că... A fost o lovitură și zic, domnule, dar știți, când am vorbit atunci, mi-a spus că atâta e bugetul, ce fac, că eu am banii, dar n-am ce lua de banii ăștia. Și au fost extraordinar de deschiși și au venit în sprijinul nostru și ne-au vândut drona la prețul cu care... Prețul inițial cu care vorbisem. Deci, deși poate pentru ei a fost o pierdere. La fel și cu Sera. Tot așa, am luat legătura cu partenerii noștri de la Cluj și au venit, erau la montaj la o seră la, mai știu, la Craiova, pare mi se, și zice, mâine dimineață terminăm aici, ne urcăm în mașină și venim la George, o să vedem despre ce e vorba. Au venit, au măsurat, da, trebuie aia, ar fi bine să facem așa, ar fi bine să facem așa, puse cap la cap și ușurel, bine, aici nu pot să neg și nici nu vreau să las deoparte ajutorul pe care ne-l dă Ministerul Agricultură culturii și dezvoltării rurale tuturor liceelor agricole. Și se vede, pentru că îi văd și pe colegii mei de la celelalte licee agricole, că având acest sprijin la îndemână, reușim să mai cumpărăm câte un echipament. Pentru că trebuie să ne fiți mai dotăm cumva la zi, cât de cât cu aparatură și cu tot ceea ce înseamnă până la urmă și plante și așa mai departe. N-aș vrea să fac un calcul cam cât ne-ar costa să fim la momentul actual în ceea ce înseamnă tehnologia. Deci, oricum stați mult mai bine față de ce se întâmpla poate în urmă cu 10 ani. Da, acum mă gândeam într-o zi cum aș putea face să ajung, nu să văd, să ajung cel mai mare tractor care este la Timișoara, să-l aduc în zonă, să-l vedem un pic și noi cum lucrează. Cred că mai degrabă duceți elevii acolo. Cred că mai degrabă, da, deși ar fi interesant de văzut. Să spun că urmărim tot timpul tehnologiile și chiar dacă nu avem acces sau bani pentru a accesa cele mai moderne tehnologii, încercăm să găsim soluții și variante încât să înlocuim poate ceea ce știu să facă tehnologiile avansate cu lucruri mai simpliste, dar care poate fac același lucru, nu la nivelul acela, dar fac același lucru. Nu pot să nu menționez ajutorul pe care ni l-a dat partenerul nostru de la București cu colierele de la vaci. Avem cu vaci cu coliere cu GPS. Adevărate doamne, în orice moment am aplicația pe telefon, în orice moment știu unde se găsesc, ce stare de sănătate au, ce temperatură corporală și multe, multe alte date despre animalul respectiv. Ceea ce ne ajută fantastic. Îmi pare rău că am avut inițiat un proiect cu Agricolusul, care este o platformă agricolă dedicată cu o termoviziune satelitară, cu satelit dedicat pentru agricultură. Am început formarea elevilor, dar a venit greva și formarea elevilor cu formatorii italieni, din păcate, s-a oprit. Mai sunt șanse să se reia acest proiect? Am găsit foarte multă înțelegere, pentru că ei, fiind democrați mai de mult timp decât noi, au înțeles mișcările sindicale și importanța lor și foarte calm, nicio problemă. Din septembrie revenim și mai avem încă 3 zile de curs, acte 2 ore fiecare, și în care elevii au cont pe platforma respectivă și învață. Uh-huh. Da, și marele avantaj este că, de exemplu, dacă au terenul lor acasă, prin această aplicație au posibilitatea să și-l mapeze, să-și deseneze harta terenului lor și să vadă exact starea culturii de pe terenul respectiv. Odată rata de refresh este odată la 48 de ore. Și eu zic că este un avantaj pentru ei să meargă la tată, să spună, mă, tata, hai să ne uităm la cucuruzul nostru, cum de ce are nevoie. Și probabil o să aibă să surprindă, să spună, du-te, mă, copile, de aici. Acum, noi le arătăm că există oportunitatea. Exact. Asta încercăm, pentru că și efortul pe care l-am depus la Ziua Porților Deschise, exact în sensul acesta a fost. Nu trebuie să convingem pe nimeni să-și cumpere mâine o dronă sau trebuie să știe că există niște facilități, există niște
metode mult mai simple acum de a-ți gestiona. Nu mai trebuie să mergi tu în câmp. La fel este și cu acea dronă. Vestita dronă, da, deja. Vestita dronă, da, da. Pentru că puteți să interveniți, îmi spuneați și dățile trecute, puteți să interveniți acolo unde exact unde nevoie. E sigur o problemă da. În cultura respectivă, sigur. Fără a mai intra cu tractoare, a afecta poate destul de mult terenul. Tehnologia avansează și mă bucur că reușim să ținem pasul oarecum cu dezvoltările astea ale tehnologiei și mai ales acum dacă a intervenit și inteligența artificială, da, mulțumesc, inteligența artificială, sunt curios să vedem care vor fi aplicabilitățile ei în sectorul agricol. Și suntem la final de emisiune, a trecut timpul atât de repede, noroc cu colegul meu care mi-a spus ești la final, gata, pentru că aș mai fi discutat cu dumneavoastră, dar vă mai aștept și cu alte ocazii să mai vedem care sunt noutăți din agricultură, să vedem unde o să ajungă agricultura, de ce nu, la un moment dat, în viitorul acesta apropiat, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică fantastică și din acest punct de vedere. Mult succes vă doresc în continuare și să aveți cât mai mulți sponsori, cât mai mulți oameni care să se alăture până la urmă acestor tineri, în primul rând, care își doresc să facă o altfel de agricultură și să ne sprijine până la urmă pe noi toți. Bineînțeles, pentru că mergem pe principiul că tinerii sunt viitorul și atunci în ei este baza și pe ei trebuie să-i sprijinim. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV pentru că urmează emisiunea Arena prezentată de colegul meu Mihai Molocea. Să aveți o după masă frumoasă, numai bine!